Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, pentru că ați slujit cu multă responsabilitate, cu multă inimă și vreau să vă mulțumesc tuturor. Și în al doilea rând, pentru că ați ascultat cu mult interes, în liniște, ca niște oameni ai lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și să vă cer permisiunea să vă ridicați în picioare, deoarece vreau să citesc din Biblie. Este Cartea lui Dumnezeu și Cartea oamenilor. În încheierea acestei seri de colinde, o seară de muzică închinată Domnului, muzică creștină, muzică care vorbește despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, vrem să citim din Biblie și să avem un cuvânt scurt pentru inimile celor prezenți. Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele de la 1 la 6. Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele de la 1 la 6. Sper să nu vă pierdeți răbdarea și cu responsabilitate, deoarece e cuvântul Domnului, să ascultăm și să ascultăm cu plăcere. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căruia din îngeri a zis el vreodată: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut? Și iarăși: Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu? Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Seara aceasta, slujba divină se încheie la ora 9 și 15 minute. Îngăduiți-mi să prezint câteva gânduri scurte. Apoi vom încheia cu o cântare pe care o vom cânta împreună, aducându-ne aminte de corul de îngeri care a început istoria Mântuitorului pe pământ și care ne aduce și nouă aminte că trebuie să ne implicăm în această istorie ca să nu fim despărțiți de ea pentru întotdeauna. Vom încheia cu rugăciune și vom pleca acasă să ne bucurăm în familie, fiecare cum și-a organizat sărbătorile acestea, să ne bucurăm de pace, de liniște, de sănătate și de mila Domnului. În această seară am pregătit un cuvânt scurt, așa cum am spus de mai multe ori până acum, pe care l-am intitulat Lecțiile Crăciunului. Lecțiile Crăciunului numărul 2, pentru că cu 2 ani în urmă la Crăciun am mai rostit o predică numită Lecțiile Crăciunului. Am încercat să găsesc un alt titlu, dar așa de mult a stăruit în mintea mea acest titlu încât l-am păstrat și vă cer permisiunea să-l folosesc. Lecțiile Crăciunului numărul 2. De ce lecțiile Crăciunului? Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Crăciunul este o sărbătoare care a venit și trece, dar dacă nu te învață nimic, a venit degeaba și trece în zadar. Crăciunul este o sărbătoare pedagogică, didactică. Crăciunul este o sărbătoare care vrea să te învețe ceva, vrea să-ți spună ceva. Te-au învățat experiențele vieții, durerea și bucuria. Te-au învățat părinții, te-a învățat școala. Dar Crăciunul este încă un învățător. Evenimentul acesta al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos are o semnificație
care se așează în procesul învățării din viața dumitale și care continuă să desăvârșească acest proces al învățării, spunându-ți câteva lucruri importante. Crăciunul acesta din anul 2007 este un curs pe care ți-l oferă Domnul în școala sa din biserică. Este o înșiruire de lecții pe care trebuie să ți le asumi cu responsabilitate ca un adult. Dacă îți ții minte numărul de telefon și de social security, atunci trebuie neapărat să îți însușești morala, semnificația, învățătura lecțiilor de Crăciun, pentru că Dumnezeu le-a pregătit pentru mine și pentru dumneata. Ele îți fac bine, omule. Ai sufletul rănit? Ești obosit? Nu mai ai soluții la multe dintre problemele vieții? Și prin milă și dragoste pe care nu o merită niciun muritor, se desface cerul și nu vine un judecător sau un înger cu mânia să o verse peste locuitorii pământului care s-au răzvrătit prin păcat împotriva Creatorului, și vine însuși Dumnezeul Fiul în calitate de mântuitor să aducă soluție la problemele omenirii, să aducă bucurie la plânsul muritorilor și să-i ridice pe oameni aducându-le vestea bună: ți s-a născut un mântuitor, să nu mai plângi, nu mai ești singur. Dacă ai probleme în viața de business, în viața de familie, în viața personală, dacă nu mai știi cum să ieși la cap, dacă ești într-un tunel închis, în seara aceasta te rog, deschide-ți inima, pentru că îți vorbește Dumnezeu, îți vorbește Creatorul. Vocea cea mai plină de autoritate dintr-un avion este vocea capitanului. Atunci când spune, vă vorbește capitanul, toți fac liniște și ascultă, pentru că este persoana cu cea mai mare autoritate din avion. În această seară vorbește Domnul prin cuvântul său. Și te rog să nu fii obosit, să nu mai vorbești cu cel de lângă dumneata și să-ți deschizi inima. E Dumnezeul care ți-a dat viața. Merită respectul de a-L asculta și de a te întreba: Doamne, ce vrei să-mi spui? Lecțiile Crăciunului sunt multe. Am un timp scurt în această seară, mai scurt decât de obicei, așa că îl folosesc și pe acesta scurt ca și pe cel lung. Și vă spun că prima lecție a Crăciunului, din punct de vedere al felului în care Dumnezeu a pus în inima mea mesajul, este lecția originii. Marea întrebare a tuturor oamenilor este: de unde venim și unde mergem? Care este originea noastră? Darwin? Maimuța? Evoluționismul? Care este originea noastră? Este important să ne răspundem la această întrebare, deoarece oamenii se comportă în funcție de originile lor. Este important să ne răspundem la această întrebare, deoarece oamenii se comportă în funcție de originile lor. Dacă omul vine din maimuță, așa se va comporta, pentru că originea nu-l obligă prea mult. Maimuța face lucruri relativ simple și puține la număr. Dacă vii din Dumnezeu și Dumnezeu ți-e Creatorul, asta te obligă. Te obligă foarte tare. Te obligă la morală, la spiritualitate, la omenie, mai mult decât te obligă biata vietate, căruia Darwin i-a dat demnitatea de om. Aș vrea să vă citesc o poezie. Odată o maimuță din neamul anecdotic, venind la sfat pe o creangă de arbore exotic, a zis: atențiune! Sunt foarte afectată, că circulă prin lume o vorbă deloc adevărată, că omul ar descinde din buna noastră rasă și însăși ideea aceasta îmi pare odioasă. Ați pomenit vreodată divorțuri printre noi? Copii lăsați pe drumuri sau strigăt de război? Cine a mai văzut în gașcă la noi bolnavi mentali, drogați, lacom de cărnuri sau homosexuali, excroci, bandiți, gherile sau frotutungerie? În neamul nostru nobil nu vezi așa prostie?
Noi nu avem mafii crude în stirpea noastră aleasă, nici teroriști, nici dogme, nici luptele de clasă. Cât am bătut eu jungla, scuzați, n-am observat în noaptea maimuțească frun cocotier privat. Nici garduri și nici pasnici, nici pui murind de foame, sau omorâți în taină de așa zise mame, nu veți vedea vreodată cât soarele și luna o minte de maimuță dospind în ea minciuna. Chiar dacă aș fi silită de frun laborator, n-aș deveni turnător și nici informator. Și iată încă un lucru din lumea mea de jos: la noi nu se întâmplă război religios. Nici sfinte închiziții, nici libertăți în lanțuri, nici chefuri după care să ne culcăm în șanțuri, nici ordine mondială, nici naționalism, nici frondoială ce aduce ateism. E adevărat că omul a coborât la noi, dar nu, fiți rezonabili, n-a coborât din noi, a coborât la noi. Mi-a plăcut această poezie și m-am gândit să vă citesc. Îmi pare rău că n-am putut să o recit. Atunci când vorbim despre Crăciun, trebuie să acceptăm că în lumea noastră limitată de muritori a coborât Creatorul. Și întrebarea de unde venim capătă răspuns din El. Cel care s-a întrupat prin Fecioară este Dumnezeul care ne-a dat viață. Cu El semănăm noi. El a pus în noi ce este în El. Este adevărat că noi am pierdut conținutul, a rămas doar ambalajul. Dar El a venit din nou la noi ca să împodobească ambalajul cu un conținut pe care l-am pierdut. Care este originea omului pe planeta Pământ? Originea omului este Dumnezeu. Și Dumnezeu a devenit om pentru ca să demonstreze omului care îi este originea. Crăciunul ne obligă să acceptăm că nu venim din maimuță. Nu vreau să ofensez conștiința nimănui. Vreau doar să vă spun, dacă acceptați Crăciunul, cel care a venit în calitate de mântuitor, întrupat prin Fecioară, este însuși Creatorul nostru. Asta înseamnă că evoluționismul se autodesfințează. A doua lecție a Crăciunului este lecția iubirii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, cel care s-a întrupat prin Fecioară, dintr-o existență anterioară și veșnică, s-a întrupat și s-a înghisuit infinit și a devenit mântuitorul oamenilor pentru ca să aducă în lumea de ură iubirea lui Dumnezeu. O iubire pe care o căutam nicăieri. O iubire pe care acum am găsit-o în El, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El, oricine crede în El, să nu moară. Nici dumneata să nu mori, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu nu ne câștigă prin forță, ci prin dragoste. Dacă m-ar fi amenințat Dumnezeu la vârsta de 21 de ani, când în mod personal m-am convertit, m-am pocăit, mi-am declarat credința personală în Iisus Hristos, pe care l-am primit în inima mea în mod conștient, în mod liber, deoarece din Biblie am înțeles că sunt un om vinovat și am nevoie de un mântuitor care să mă elibereze de vinovăția mea și de mânia care urmează să vină peste mine, și în loc de mânia lui Dumnezeu să vină peste mine iertarea. Ei bine, în ziua aceea, prin mesajul Evangheliei, Dumnezeu nu mi-a spus: te urăsc, am să te distrug, te trimit în iad, vinovatule și păcătosule. Probabil că m-aș fi pocăit de frică și la acest mesaj, dar nu acesta a fost mesajul Domnului. A venit prin predică, prin predica din Biblie la inima mea și cu o voce blândă care mi-a muiat sufletul. M-a conștientizat de singurătatea mea, de limitele mele, de vulnerabilitatea mea, de nevoile mele împlinite, de alergarea mea fără scop, fără țintă, dezorganizată, spre nicăieri, de fapt înspre iad. Și mi-a spus: eu am venit nu să-ți cer, pentru că nu ai ce să-mi dai. Eu am venit să-ți ofer. Vreau să-ți iert păcatele,
Vreau să-ți vindec bolile, vreau să-ți vindec sufletul, vreau să-ți restaurez familia, vreau să-ți restaurez relațiile, vreau să-ți dau încredere și scop și țintă și putere să nu mai cazi și să ții minte că atunci când vei aluneca vara sau iarna, ziua sau noaptea, eu, Domnul, mă angajez să te ridic. Și când mă vei chema în toiul nopții pentru tine sau pentru cineva din casa ta sau poate pentru un muritor din cei 6 miliarde, am să-ți ascult rugăciunea dacă o vei face în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și mi-a făcut multe alte promisiuni pe care nu mai mi le-a făcut nimeni niciodată, nici măcar în glumă. Și atunci mi-am dat seama că eu am o mare problemă și am o mare nevoie. Și nu este în avantajul lui să-l primesc în inima mea, ci este în avantajul meu. De atunci am tot încercat să-i dau câte ceva, însă tot ce am dat a purtat ștampila omenescului, a mediocrității, a limitării, a puținului, a imperfectului. Niciodată n-am putut să-i ofer ceva ce trece dincolo de nivelul omenesc, ce este luat din sfera divină de unde a venit el. Tot timpul i-am oferit mai puțin decât mi-am propus și am vrut. Mereu am vrut să zvâgnesc din această neputință umană și să-i dau mai mult, deoarece merită. Însă întotdeauna m-am văzut limitat într-o natură de carne. Și când mi-am propus să spun cuvinte frumoase, mi-a scăpat și unul altfel. Și când am vrut să fac fapte de neprihănire, mi-a alunecat și una altfel. Și aceasta este experiența dumitale și experiența dumitale. Crăciunul, în primul rând, ne obligă să-L vedem pe Creatorul întrupat prin fecioară, într-un graj între animale. Aceea este originea noastră, Dumnezeu, nu mai muța. Acolo vedem iubirea care a venit să ne împărtășească soarta și să o schimbe. Să nu mai mergem în iad, deoarece am plâns destul. Am trăit o viață de oameni chinuiți. Am alergat cu disperare pentru o bucățică de pâine. Și am mâncat-o cu durere și udată cu lacrimi. Și chiar dacă am călătorit în mașini mai bune decât în România, am călătorit plângând și gândindu-ne cu ce plătim payments-ei, adică rata lunară la sfârșitul de lună. Și chiar dacă am trăit într-o țară mai prosperă decât în România, ne-am permis un stres de 1000 de ori mai mare decât în România. Și fiecare confort pe care îl avem aici, îl plătim cu vârf și îndesat. Și avem nevoie de iubirea lui Dumnezeu care să ne recorească sufletul. Și să avem și noi liniștea că nu mergem în iad, cum merge diavolul. Pentru că el nu vrea să se pocăiască. A fost, este și va rămâne un mincinos. Însă noi, deși am fost mincinoși, vrem să ne pocăim de minciună și de orice alt păcat. Și să ne schimbăm direcția pentru întotdeauna. Este îngrozitor să știi că vei arde în foc veșnic și nu te va scoate nimeni de acolo. Timp în care în fiecare zi ai oportunitatea să schimbi biletul acesta spre iad cu un alt bilet înspre rai. Și ce fel de om să fie acela care să renunțe la această oportunitate de schimb de bilet când se face pe cheltuiala unuia care a stat cu palmele prinse în cuie pe o cruce între 2 tâlhari și de dragul meu a murit spunându-i lui Dumnezeu: Tată, iartă-l că nu știe ce face. Și este adevărat că n-am știut. Mi s-a părut că sunt deștept dacă îi mint pe alții. Ți s-a părut că ești grozav dacă folosești alcool și țigări. Și ți s-a părut că ești mecher dacă strădezi partenerul și că te descurci. Și toată această șmecherie cu care te-ai fălit când erai în lume, acum devine o pricină de rușine și de întristare, pentru că ți-ai bătut joc de propria viață și de propriul Creator. Dar undeva în Ieslea din Betleem, pe lângă faptul că a coborât originea să nu mai numim mai muță și să ne cerem iertare pentru impertinența asta, a coborât și iubirea, care ne reglează pulsul, direcția și ne dă siguranță. Binecuvântat să fie Domnul! Tot poporul să spună amin. Amin. Și închei spunându-vă despre lecția numărul 3, lecția credinței. Lecția credinței. Maria și Iosif au crezut mesajul îngerului. A venit îngerul la ea și apoi la el și îngerul le-a vorbit
informația, cuvintele lui au fost incredibile. Și totuși, acești oameni le-au acceptat, le-au crezut. Și când îngerul a plecat, Maria l-a asigurat: iată roaba ta, am să fac întocmai cum mi-ai spus. Îngerule, să te duci înapoi la Dumnezeu care te-a trimis și să-i spui așa: Maria de pe pământ, la care m-ai trimis, Doamne, a spus înainte să plec din casa ei următorul mesaj: să știi că voi face întocmai ce mi-ai spus, indiferent că îmi va fi greu sau ușor, indiferent că mă vor părăsi oamenii sau mă vor înconjura cu dragostea lor, indiferent că voi deveni celebru sau oamenii mă vor vorbi de rău și vor spune despre mine cele mai oribile lucruri care se pot spune despre un muritor. Să-L asiguri pe Dumnezeu că Maria, căruia i-a trimis mesajul, va face întocmai cum mi-a spus Dumnezeu prin înger. Îngerule, te rog frumos să-i spui asta lui Dumnezeu din partea mea. Și Iosif face la fel. Și Simeon face la fel. Vine îngerul la el, vine revelația duhovnicească, divină la el. Și el o crede și o așteaptă și trec anii și se face bătrân. Și aproape că venea moartea să-l ducă acasă. Dar el a știut că nu va muri până când nu vede cu ochii lui pe Dumnezeu întrupat în persoana gloriosului și unicului Mântuitor. Și când era bătrân cu trupul obosit, s-a dus la templu, Iosif, Maria și copilașul, 8 zile, după obiceiul evreiesc, a adus pruncul acolo și Simeon, cu inima bătând de bucurie, a spus: Doamne, îți mulțumesc că n-ai îngăduit să mor și m-ai lăsat să văd împlinită descoperirea pe care am purtat-o în inimă de muritor, ani de zile, poate zeci de ani. Îți mulțumesc că ai vegheat să se împlinească, îți mulțumesc că a venit Mântuitorul. A crezut omul acesta în cuvântul Domnului. Dacă îți cumperi bilet pentru avion, nu este așa că ai încredere în schedule-ul și mergi cu o oră sau cu două la aeroport înainte de plecarea avionului, știind că avionul, dacă scrie că pleacă la 4, la 4 pleacă. Oamenii aceia sunt oameni serioși. Dacă niște muritori sunt serioși cu ceea ce promit și 4-i 4, cum este Dumnezeul cerului și al pământului? Când ți-a trimis această carte și de multe ori îți permiți să te îndoiești de cuvintele ei. Maria nu s-a îndoit, nici Iosif, nici Simeon. Dumneata, nu te îndoiești de mersul avioanelor. Cum îți permiți să te îndoiești de mersul vieții pe care ți-l-a trimis Dumnezeu, ca să te urci odată pentru întotdeauna în trenul care pleacă și se oprește în cer? Magii au crezut mesajul stelei. Au plecat din țara lor și au cheltuit banii, s-au expus la risc și au tot mers uitându-se în sus după stea. Și au tot mers ziua și noaptea, au tot mers ziua și noaptea ca niște oameni fără minte. Să te duci tu după o stea care putea fi o pură întâmplare și au tot mers și până la urmă a ajuns la palatul din Ierusalim, unde era împăratul. Și acolo, crezând în mesajul stelei, a întrebat: unde este împăratul de curând al iudeilor, fiindcă steaua ne-a adus până aici? Noi credem în călăuzirea ei. Un astru ceresc, să-l primești ca un indicator din partea lui Dumnezeu, să crezi în el și să călătorești în speranța că acesta este mesajul adevărat. Câtă credință! Păstorii, ciobanii, erau noaptea și stăteau liniștiți păzindu-și oile pe câmp. Și dintr-o dată apare un înger, se sperie, îngerul le spune: nu vă speriați, pentru că eu nu am venit să vă fac rău, vi s-a făcut destul până acum. Eu am venit să vă aduc o veste bună. Undeva într-un graj din oraș vi s-a născut Mântuitorul, un prunc. Duceți-vă să vedeți. Și ei spun: haideți să mergem să vedem. Și oamenii aceștia au crezut în mesajul îngerului. În această seară vreau să te întreb pe tine sau pe dumneata: dragul meu prieten, stimată doamnă, stimate domn, poate ești un om care ai o religie la care ții sau la care nu ții. Și în seara aceasta ai venit aici deoarece te-a invitat cineva. Ai venit să asculți colinde și te-ai bucurat că le-ai auzit. A fost o atmosferă frumoasă. Muzică care ne-a încântat inima. Ei bine,
Înainte să mă opresc, vreau să spun următorul lucru. Nu-ți poți permite să pleci acasă la Crăciunul acesta cum ai plecat la sărbătorile de Crăciun de până acum. Crăciunul nu e o sărbătoare. Crăciunul e o persoană. Este Iisus Hristos. Este aniversarea Lui. Ți-ai permite să îți serbezi ziua de naștere și dumneata să chemi invitați și să pleci de acasă? Ce sărbătoare este aceea fără sărbătorit? Cât de frumoasă este o sărbătoare dacă sărbătoritul lipsește? Te bucuri de mâncăruri alese, de familia care îți stă la dreapta și la stânga. Te bucuri de sărbătoarea de Crăciun. Dar unde este sărbătoritul? Unde este sărbătoritul? Este în inima mea, dar este și în inima dumitale? De ce trebuie să rămână din nou afară? Să-l înjure lumea, să-l blesteme bețivii. De ce? El a venit pentru tine. A venit să-ți mântuiască sufletul. El este originea, El este iubirea. În El trebuie să crezi. Aș vrea să cântăm împreună în această seară o cântare frumoasă. Un cor îngeresc. Mă bucur de corul acesta care a cântat odată pe câmpia Betleemului. Și ciobanii l-au auzit și s-au dus la Iisus. Și îmi place să cred în această seară că în timpul acestei cântări, noi, ca și ciobanii de odinioară, vom merge la Iisus. Și dacă în seara aceasta sunt aici oameni care încă nu s-au împăcat cu Mântuitorul și sunt încă nemântuiți, dragi prieteni, mi-este frică pentru dumneavoastră să mergeți acasă nemântuiți, pentru că noaptea aceasta vi se poate opri inima și mergeți în iad. Vă rog în această seară, cântați cu noi, rugați-vă cu noi și nu primiți un om, o religie, o biserică, ci primiți-L pe Mântuitorul care vă este originea, care este iubirea și în care trebuie să credeți. Așa cum stați pe bancă, haideți să cântăm împreună, iar dumneata care în seara aceasta trebuie să te pocăiești, meditează adânc, pentru că la sfârșitul cântecului am să te invit să-ți dai inima Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.